Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ziua de joi este extrem de interesantă. Este o zi în care suntem cu toții puși pe comunicare, vrem să facem tot felul de drumuri, dar e foarte interesant că în această zi uh, există o predispoziție spre conflict, uh, conflict verbal. Există o predispoziție spre ideea aceasta de a da un termen limită. Până pe data cu tare îmi predai proiectul până pe data respectivă rezolvăm problema pe de altă parte, vedeți că ziua de joi predispune la tot felul de situații tensionate legate de drumuri, da legate de zona aceasta, dar salvarea vine slavă cerului din zona intuiției salvarea vine din trecut salvarea vine în această zi. Printr-o magie, ca să spun așa, pentru că Venus micul benefic face un trigon cu Neptun, Neptun care se află în semnul peștilor. Iar asta înseamnă că intuiția ne poate ajuta foarte mult, însă vedeți că în egală măsură este o zi în care înțelegem, o zi în care dăm dovadă de înțelepciune într-un anumit domeniu. Deci lucrurile se rezolvă. E ca și cum ar fi o discuție așa mai aprinsă cu cineva, dar în urma căreia lucrurile se clarifică. Avem roata destinului, prima dată, data de 10, care vine clar cu o închidere pentru unii, pentru alții vine cu un declic e acel moment când apare acea scânteie, se întâmplă acea minune și lucrurile încep să funcționeze într-o anumită direcție. Vedeți că este o zi în care putem avea tot felul de idei absolut geniale, dar este foarte important să ne concentrăm și pe zona planului spiritual. Este foarte important de asemenea să ținem cont foarte mult de sincronicitățile care apar în jurul nostru. Da? Energia generală este eremitul care este carta fecioarei, care vorbește despre înțelepciune, vorbește despre acel moment în care alegem să stăm puțin noi cu noi. De asemenea este o zi în care dacă avem o problemă este foarte indicat să apelăm la un specialist pentru că ne poate ajuta. Specialist pe domeniul respectiv, bineînțeles, dar, în alte cazuri, văd aici că persoanele mai în vârstă sau persoanele care au o anumită cunoaștere, din nou, pot avea un rol extrem de important în viața noastră. Chiar noi, în urma acelei discuții, în urma acelui eveniment care se întâmplă, de ce nu avem ocazia să conștientizăm foarte multe lucruri extrem de benefice pentru noi, repet. Și asta e ok. O zi cu înțelepciune, o zi în care parcă în sfârșit e acea energie că, în sfârșit, mi-a venit ideea. Ăsta e răspunsul, pe aici trebuie să merg și așa mai departe. Bun, hai să vedem și o carte Oracol pentru această zi. Mesajul este carieră. Și scopul vieții. Poate să fie un zi în care ne dăm seama care este scopul nostru aici pe pământ și cei mai mulți vor conștientiza în ziua de joi sau. Li se vor arăta semne, dar acum e important să le și vedem că degeaba ni se arată semne dacă nu le vedem. Deci nu se arată tot felul de semne. Încotro trebuie să mergem. Care este drumul? Apar semne pe drumul vieții noastre care ne indică să mergem în stânga, să mergem în dreapta, să mergem tot înainte. Da? Și asta e bine. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți interesați, ascultați și de la zodie și de la ascendent, vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă și de asemenea nu uitați de filmările pentru această săptămână, de filmările pentru următoarea săptămână, că Până joi, seara vor apărea toate și de asemenea vă invit și la filmările pentru luna noiembrie, pentru că abia suntem la jumătatea acestei luni și așa cum v-am mai spus de săptămâna viitoare, lucrurile se detensionează în mare parte. Da? Bun, hai să începem. Zodia Berbec, pentru tine este o zi extraordinar de bună, pe de o parte, însă este o zi în care pot apărea conflicte care să țină de vecini, prieteni, colegi de la locul de muncă, apar tot felul de discuții, dar soluția pentru tine vine de la o persoană din trecut. Soluția pentru tine vine printr-un miracol, printr-un vis, și poate chiar o femeie ar putea avea un rol important. Poate cine știe, primești un ajutor de la cineva, semnezi un contract, rezolvi ceva foarte important pentru tine. Însă pentru alți bărbești simt că aceste lucruri parcă se întâmplă așa în exteriorul tău și nu ești implicat în mod direct, dar clar că din punct de vedere emoțional le simți foarte, foarte intens, ca să spun așa. Hai să vedem ce transmite și tarotul La baza pachetului avem 4 de bâte, văd aici o bucurie pentru tine, un succes, o petrecere, un eveniment important care se petrece în ziua de joi, dar pentru alții uh, poate să fie pur și simplu o, o întâlnire cu un prieten, o zi în care primești o veste bună. Următoarea carte, arcana major lumea, foarte frumos, care vorbește despre o eliberare pentru tine. Chiar o veste bună pe care o primești, legată de o încheiere de karmă, legată de un final, sau e ceva ce are legătură cu zona străinătății, cu o călătorie îndepărtată. Următoarea carte, doi de cupe, foarte frumos, uite, o întâlnire pe care o ai, o decizie importantă pe care o iei, și de asemenea văd o discuție foarte frumoasă pe care o poți avea cu o persoană. Unii poate chiar auziți de o căsătorie, de o logodnă sau alții poate chiar aveți astfel de discuții cu partenerul. Ultima carte pentru tine este Faetonul. O legătură văd aici cu Zodia Rac, dar e clar că ai un drum important de făcut. Ești victorios dintr-o anumită situație și asta este absolut fantastic pentru tine. Zodia Taur. Pentru tine este o zi în care Apar tensiuni relațiile cu șefii, relația cu autoritățile, poate chiar apar tensiuni legate de bani pentru unii dintre voi sau pur și simplu poate nu vă simțiți suficient de apreciați, nu vă simțiți suficient de iubiți. Însă, rezolvarea vine printr-un prieten sau vine printr-un grup de oameni. Pentru alți e vorba de un plan de viitor pe care ți-l faci, de o idee acolo care îți vine și care te ajută foarte mult. Iar asta e ok. Rezolvi ceva important pentru tine, ceva legat de muncă, ceva legat de sănătate. Ai o confirmare din partea colegilor, din partea unui grup de oameni, deci de acolo ai tu foarte multă susținere. A venit pisica sau motanul. Pisica a intrat în cameră. Să vedem. Șapte de spade la baza pachetului. Văd aici o persoană puțin dezamăgită. De asemenea, văd doveste pe care o primești legată de acte, hârtii documente. Văd și o legătură cu zodia balanță. Este o persoană aici dezamăgită sau o persoană care ea nu îi convine un anumit lucru. Prima carte pentru tine, nouă de băte. Văd păi aici o oboseală, teamă în această zi. Poate chiar ar fi bine să nu te supra -soliciți. Următoarea carte, patru de spade. Se pare că ești pus într-o așteptare. Este o zi în care preferi să stai, să analizezi foarte profund ceea ce se întâmplă în jurul tău. Poate chiar e vorba de un moment de pauză pe care alegi să ți-l iei, însă pe de altă parte văd că încerci să găsești un răspuns, încerci să uh, cauți cea mai bună variantă. Iar ultima carte pentru tine este pajul de spade, care vorbește despre multă curiozitate, vorbește despre niște secrete care pot ieși la iveală. Poate chiar cine știe, te interesezi de o anumită problemă și găsești soluții. Sau e vorba de faptul că cineva uh, își manifestă interesul față de tine în ziua de joi. Zodia gemeni da, dragi gemeni, uh, nu știu, pentru voi e o zi așa mai uh, ciudată, ca să spun așa. Uh, da, și spun acest lucru pentru că e o zi în care. Apar tensiuni, da, apar tensiuni între tine și colegii de la muncă, apar tensiuni între tine și zona străinătății. Nu știu, ai niște discuții acolo pentru că nu sunteți pe aceeași lungime de undă, nu aveți aceleași idei. Sunt tot felul de tensiuni, este adevărat, în această perioadă. Și spun perioadă pentru că aceste energii cu siguranță unile simțiți deja, alții le veți simți câteva zile bune. Dar salvarea pentru tine vine din partea unui șef, din partea unei persoane importante, primești o veste bună din partea autorităților, iar unii gemeni chiar au o activitate comună cu persoana iubită, și de acolo vine bucuria. Pe de altă parte, cine știe, poate chiar te gândești serios să-ți oficializezi o relație sau nu știu dacă ești pasionat de ceva anume, vezi că acum primești un răspuns pozitiv și vezi că este o zi cu surprize pentru tine, surprize foarte mari pentru că ajutorul pe care îl primești, ca să spun așa, bucuria pe care o ai, vine de acolo de unde te aștepți mai puțin. Vezi că din acest conflict poți să ieși tu bine. Sau din această tensiune, nu știu, parcă Ceea ce faci nu prea e în concordanță cu dorințele tale, nu e în concordanță cu gândirea ta, da? Cei care aveți examene, atenție astăzi! 3 de spade și cu regina de monede Vede aici o supărare care ține de o femeie, dar pe de altă parte văd și faptul că cineva nu prea se simte apreciat într-o anumită situație mai văd aici temperanța, o legătură cu un săgetător, poate este o situație în care cineva tot a evitat să ia o decizie sau ceva legat de zona sănătății. Da? Chiar atenție pe sănătate astăzi, uh, pentru că e posibil să apară tot felul de situații, dar e nevoie să te temperezi, ca să spun așa. Apoi, următoarea carte, valetul de cupe. Niște vești bune pe care le primești, cuvinte de laudă, de apreciere din partea persoanelor dragi ție, însă în egală măsură văd că și tu astăzi ești o persoană destul de sensibilă și o să încerci prin vorba ta dulce să îi ajuți pe ceilalți. Ultima carte, Îndrăgostiții, cartea ta în tarot, e clar că astăzi îți intri în drepturi și de asemenea văd o legătură cu un posibil suflet pereche. Poate chiar afli niște informații care te vor surprinde. Oricum în ziua de joi iei o decizie importantă pentru inima ta. Sau poate chiar persoana iubită este cea care te susține, un copil. Da? Zodia Rac. Pentru tine este o zi în care Apar tensiuni în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil, sunt acolo tot felul de discuții, se află secrete, poate chiar cine știe, faci și tu un drum scurt până undeva și vezi niște chestii care te surprind pur și simplu. Însă, pe de altă parte, salvarea pentru tine vine din zona spiritualității, vine din zona străinătății sau din zona studiilor înalte. Poate chiar. Pentru unii raci e vorba de, nu știu, un grup de oameni care te apreciază sau ă, ai o discuție acolo cu o persoană din străinătate, dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie, o persoană care studiază la nivel înalt și care, să știi că te poate ajuta foarte mult astăzi. Hai să vedem ce îți transmite și tarotul. Prima carte pentru tine, Asul de monede, uite o veste foarte bună care apare, e ca o dovadă, un cadou, ceva important pentru sufletul tău care se petrece, însă mai am ceva să-ți transmit și anume, vezi că este o zi cu foarte multe surprize, în mod special, surprize care țin de trecut, surprize care țin de un suflet pereche. Poate să apară o nouă persoană sau cine știe, primești o veste bună legată de un copil. 5 de monede, următoarea carte, văd aici cineva care pleacă, cineva care abandonează ceva anume, însă văd și faptul că ar fi bine să acorzi mai mare atenție problemelor de sănătate în această zi. Următoarea carte, Roata Destinului, care vine și îți transmite faptul că ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Roata destinului vorbește despre un final, vorbește despre o închidere extraordinar de importantă pentru tine. Sau pur și simplu e acel moment când îți vine o idee genială, încep să se învârte așa rotițele în mintea ta și găsești o soluție. Ultima carte pentru tine, Arcana Majoră, Diavolul, o legătură cu Zodia Capricorn, dar văd aici și faptul că te hotărăști să-ți urmezi o pasiune în această zi și vezi că dai dovadă de multă autenticitate. În egală măsură, atenție la persoanele care vor să manipuleze prin jurul tău. Încearcă să te concentrezi pe lucrurile care sunt concrete, pe uh, lucrurile fizice care se întâmplă. Bun, îmi spui că mi-ești prieten, da, fizic, da, acum, dacă am o problemă, vii să mă ajuți sau e doar la nivel teoretic, da? Deci trebuie să te bazezi foarte mult în ziua de joi pe lucrurile practice, concrete, care se întâmplă în viața ta. Bun. Zodia leu. Pentru tine vezi că este o zi în care apar tensiuni în relația cu membrii familiei, legătură cu niște planuri de viitor pe care le aveți, de asemenea, sunt discuții care țin și de bani pentru alții dintre voi, da, vreți să faceți ceva în casă, vreți să construiți ceva pe acolo și stați și vorbiți serios despre bani, câți bani avem, care sunt. Uh, ideile, da, pe un termen mai lung. Și, în egală măsură, norocul pentru tine sau rezolvarea în această zi vine printr-o discuție foarte profundă pe care o ai, uh, și poate chiar norocul și salvarea poate să vină uh, prin faptul că e cazul să te impui și tu puțin în problemele respective. Poate e cazul să închizi ceva, să finalizezi ceva. Iar pentru alții, bineînțeles că norocul sau surpriza vine din zona moștenirilor sau uh, din zona băncilor, de ce nu? Uh, în alte cazuri, leii care au discuții aprinse astăzi, vedeți că le rezolvați prin pasiune, dar alături de partener. Iar uh, cei singuri ar avea ocazia să cunoască pe cineva, dar sunt mici șanse astăzi cel puțin. De săptămâna în viitoare încolo lucrurile sunt mult mai interesante pentru voi. Prima carte pentru tine, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur, văd aici și e clar vorba de un contract, e vorba de o discuție foarte serioasă care are loc în casa ta, în familia ta sau în general în viața ta. Uite, e vorba de o închidere și e vorba de o persoană care se impune undeva anume. E o decizie pe care tu trebuie să o iei. Da? Prima carte, șase de monede, e o situație legată de bani. Vinzi, cumperi, e vorba de un echilibru din punct de vedere material pentru alții dintre voi. Și următoarea carte este șapte de spade. Văd o persoană puțin dezamăgită sau o persoană puțin supărată în legătură cu o anumită situație. Următoarea carte, nouă de bâte. Te văd aici puțin temător, puțin obosit și să știi că na, cu adevărat este o zi în care e bine să nu tragi de tine foarte mult, pentru că nu știu, lucrurile se rezolvă de la sine. Marele preot îți spune despre o protecție foarte mare pe care o ai da, în această zi. Și asta e interesant. Zodia Fecioară pentru tine este o zi foarte interesantă în care, pe lângă faptul că apar niște situații tensionate în relația cu persoanele de la locul de muncă sau în relația cu membrii familiei, ți-aș recomanda să acorzi o mai mare atenție drumurilor. Da? Norocul pentru tine sau salvarea, ca să spun așa, vine din partea unei persoane, vine din zona contractelor, asocierilor și parteneriatelor. Ai o persoană acolo specială care te poate ajuta, și în egală măsură vezi că e ca și cum mergi la o persoană spirituală sau o persoană specială care te ajută. Poate, nu știu, visezi ceva, ți se arată ceva deodată și rezolvi. În egală măsură este o zi în care, nu știu, ești, ești puțin stresat în legătură cu o problemă de sănătate, da? dar pe care o rezolvi. Atenție! Nu știu, se rezolvă ceva legat de bani, primești bani, dai bani, clarifici o problemă. 5 de monede. 5 de monede vine aici cu o senzație de singurătate, de abandon, da? dar văd aici totuși și o veste pe care o primește în legătură cu o problemă de sănătate sau o veste care are legătură cu o persoană care abandonează ceva, o persoană care pleacă. Următoarea carte, 10 de cupe, avem aici. Poate să fie ceva legat de familia ta, ceva legat de o relație stabilă. Ai avut aici un ideal sau încă ai? Da? legătură cu o situație. Următoarea carte, Marele Preot, o legătură cu Zodia Taur, văd, însă în egală măsură, vezi că este o zi în care, așa cum ți-am spus, un contract, o asociere, te poate ajuta foarte mult. Eu o persoană din jurul tău. E cineva aici care te ghidează, care te ajută. Ultima carte pentru tine, nouă de bâte. Nouă de bâte îmi spune mie că ești puțin temător sau temătoare în această zi, însă te văd și puțin obosit. Ar fi bine să ai încredere în sfaturile acestei persoane. E o persoană înțeleaptă, o persoană sigură pe ea, care știe foarte bine ce vrea, care știe foarte bine ce vorbește. Deci încearcă să asculți, pentru că sunt semne divine care apar. Zodia balanță. Pentru tine este o zi în care apar tensiuni, într-o afacere sau tensiuni în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil. Acum depinde cât ești tu apreciat în situația asta, cât e apreciat celălalt, atenție pe de altă parte pe zona banilor, nu știu, îți dai seama că ai cheltuit prea mult pentru a te simți bine sau vrei să te simți bine, vrei să-ți cumperi ceva și nu reușești. Soluția vine sau rezolvarea pentru tine din zona spirituală, da? vezi că se întâmplă ceva magic în viața ta sau vezi că poate să fie vorba de ceva legat de locul de muncă, ceva legat de o karmă de familie sau de o problemă de sănătate. Pe acolo ceva se rezolvă. Rezolvarea vine chiar de la muncă, nu știu, se întâmplă o minune, se întâmplă ceva. de monede. Tot a ieșit cartea asta. 5 de monede și 4 de cupe. Văd o persoană aici supărată în legătură ori cu o problemă de sănătate, ori în legătură cu o stare de singurătate, de abandon. Cineva se simte puțin lăsat deoparte. Următoarea carte, Împăratul, o legătură cu Zodia Berbec, văd aici, dar văd și o decizie importantă care se ia. Poate e o decizie legată de tine sau șeful ia o decizie, Următoarea carte, 8 de bâte, văd foarte multă comunicare aici. Poate să fie o zi în care ai și multe drumuri de făcut, dar văd că printr-o discuție reușești să rezolvi ceva anume. Următoarea carte, 3 de cupe, avem aici o bucurie, o împlinire, o mulțumire pentru sufletul tău. E ceva extrem de important, aș spune eu. Te întâlnești cu o persoană, petreci, te simți bine sau în sfârșit, ai curajul să deschizi acea discuție și chiar ai o surpriză plăcută. Zodia Scorpion. Pentru tine este o zi în care apar tensiuni în relația cu membrii familiei sau în relația cu rudele, în general vorbind. Vezi că tensiunile apar și pe zona imobiliarelor astăzi, însă soluția vine din partea persoanei iubite sau soluția vine din partea unui copil. Poate chiar soluția ține de o afacere, ține de ideea aceasta de a-ți investi tu sufletul într-o poveste. Da? Pentru unii poate să fie vorba de faptul că ai, ai o discuție specială împreună cu persoana iubită și de acolo hotărâți să faceți ceva împreună, să semnați un contract, să stabilizați odată pentru totdeauna anumite lucruri. Da, sau chiar un copil îți poate spune niște lucruri și te lasă așa cu gura căscată și chiar te ajută foarte mult. Sunt zile foarte intense pentru tine, dar zile pe care le depășești cu brio. Mm, și nu sunt neapărat negative, atenție. Chiar ai o surpriză, afli un secret sau deodată îți vine o idee genială. Ascultă-ți foarte mult intuiția în această zi, pentru că vei fi foarte mult ajutat și îți este recomandat să lași lucrurile de la sine. Prima carte pentru tine, doi de băte, Văd aici o persoană care stă și așteaptă ceva de mult timp, de asemenea văd un blocaj care se află de mult timp aici prin zonă, dar și o legătură cu zona străinătății sau cu... Zona internetului. E o așteptare mare care ține de o casă, care ține de ceva stabil pentru sufletul tău. 8 de spade. Văd aici un blocaj, așa cum spuneam, care se află de ceva timp. Iar, uite, cu judecata e clar faptul că, în sfârșit, ai acea discuție sau, în sfârșit, primești acel răspuns. Pentru Alt Scorpion, e vorba de un sem, poate subtil, poate aparem banal, dar care e acea scânteie care. Te determină să porți o discuție față în față, clară, prin care să-ți rezolvi o problemă. Da? Vezi că sunt efectele eclipsei, așa simt să-ți transmit. Următoarea carte este Regele de spade. Uite, e ceva legat de o persoană dintr-o zodie de aer, pentru unii. Gemeni, balanță, vărsător. Însă aici se mai vede și un plan de viitor pe care l ai sau o strategie pe care o faci. În egală măsură, Zodia Săgetător. Uh, pentru tine este o zi cu surprize mari. O zi în care uh, rămâi surprins în legătură cu o situație legată de un drum, legate de o mașină, legată de, um, să spun așa, o conversație, afli niște secrete sau deodată uh, se întâmplă ceva și te simți puțin mai agitat. Dar soluția, rezolvarea pentru tine vine din partea familiei, vine din zona imobiliarelor, și chiar să știi că are legătură cu o, să spun așa, cu o a, minune care se poate întâmpla în viața ta. Cine știe, pentru unii e vorba de ceva dintr-un trecut îndepărtat. Da? O promisiune pe care cineva ți-a făcut-o, o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult timp și așa mai departe. Bun, mă opresc, a început citirea, prima carte 6 de cupe, o legătură văd aici cu un copil, un suflet pereche sau cu o persoană mai, tân mai, tânără, dar în alte cazuri e clar vorba de trecut pentru cei mai mulți dintre voi. Uite, temperanța, cartea ta, reiei legătura cu trecutul sau te conectezi nou la o energie extraordinar de frumoasă, roata destinului, sunt lucruri care s-au întâmplat, sau lucruri care mai urmează să se întâmple în viața ta, și sunt extrem de profunde din punct de vedere energetic. Asul de monede avem aici, care vine cu o șansă, cu un nou început, un lucru nou pe care ți-l cumperi, o dovadă pe care o primești, ceva frumos care se întâmplă în viața ta. Ultima carte. Cavalerul de Spade, wow! Un eveniment total neașteptat, o discuție aprinsă, poate chiar e o discuție venită așa din senin, dar care te ajută să-ți clarifici un anumit element și asta este absolut fantastic pentru tine. E posibil să fie ceva ce chiar tu inițiezi. Zodia Capricorn. Uh, pentru tine este o zi în care apar niște tensiuni în relația cu prietenii sau în relația cu uh, banii, cu planurile de viitor. Pe acolo sunt tot felul de discuții. Poate chiar e vorba de viitorul tău în cadrul unui grup, în cadrul locului de muncă și așa mai departe. Dar uh, surpriza sau ajutorul pentru tine vine din partea rudelor din partea unei persoane apropiate sau uh, soluția pentru tine reprezintă comunicare. Da? Ți se cere să comunici mai mult, îți se cere să găsești o soluție, să găsești un uh, răspuns. Printr-un drum scurt pe care îl faci, iarăși poți să rezolvi ceva important și poate chiar uh, dacă o să vorbești, o să-ți fie ascultată acea idee genială pe care o ai. Poate chiar persoana iubită, un copil, cineva te poate ajuta mult trei de monede, uite o legătură, văd aici cu un grup mai mic de oameni, dar văd și faptul că te pregătești să studiezi ceva. Regina de monede. Te poate reprezenta pe tine și e clar aici vorba de bani, da, mai studiezi ceva legat de bani sau poate e vorba să plătești niște cursuri, primești ceva suplimentar. Următoarea carte, Îndrăgostiții, o legătură cu Zodia Gemeni, dar văd și o alegere importantă pe care cineva o are de făcut. Poate e vorba de tine. Și ultima carte pentru tine, Cavalerul de Cupe. O șansă, o ofertă care vine către tine din partea persoanei iubite sau, cine știe, e vorba pentru alții de o persoană foarte dragă, da, care vine și îți propune ceva. Printre prieteni, poți să găsești o iubire astăzi sau ți Se pune pata pe cineva Zodia vărsător Pentru tine este o zi cu tensiuni în relația cu autoritățile în relația cu un bărbat important din viața ta în relația cu Șefii Da Sunt acolo niște niște tensiuni, niște lucruri ciudate, poate chiar e ceva legat de O poveste de iubire, ceva legat de un copil sau de o afacere, însă salvarea pentru tine vine de unde crezi, din zona banilor. Nu știu, ți se mărește salariul, găsești un loc de muncă, reușești să-ți cumperi ceva sau în sfârșit îți dai seama de valoarea ta. Vezi că sunt la tine niște sincronicități acolo care se întâmplă și sunt absolut fantastice. La baza a pachetului 9 de cupe, o bucurie, o mulțumire, o împlinire, dar avem și trei de spade. Una caldă, una rece pentru tine în această zi. Ești puțin stresat, da, adică ești bucuros, dar nu prea-ți vine să crezi. Următoarea carte, 3 de monede. Poate e ceva legat de o relație de triunghi amoros sau e ceva legat de niște prieteni. În alte cazuri, parcă ai ceva de învățat astăzi, e ceva de studiat. Poate chiar trebuie să înveți pe cineva un anumit lucru și acest aspect nu prea îți place. Următoarea carte, Regina de monede, avem aici, care vorbește despre o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară însă pe de altă parte vezi aici că este o zi în care ești apreciat, o zi în care această supărare, acest stres chiar nu are sens pentru că lucrurile se rezolvă mult mai repede decât îți imaginezi tu. Da? O echipă te poate ajuta. Zodia Pești pentru tine este o zi în care apar lucruri dintre cele mai ciudate în relația cu membrii familiei sau în relația cu rudele. Dar vezi că e vorba și de niște principii de viață pe care tu le ai și spui că eu niciodată nu o să fac asta și de acum te trezești în fața faptului împlinit. Ies secretele la iveală, se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, mergi într-un grup de prieteni sau la locul de muncă, sau te întâlnești cu un prieten și acesta îți povestește niște lucruri care te lasă așa destul de surprins. Rezolvarea, să știi că vine din intuiția ta, rezolvarea vine din uh, modul în care tu alegi să te poziționezi în toată această poveste. Da? Alegi să fii varianta ta cea mai pozitivă, alegi să nu o mai faci pe victima sau. Uh, vezi că intuiția ta te ajută enorm de mult astăzi, mai ales în ideea aceasta de a rezolva o problemă personală. Dacă ai vreun examen astăzi, folosește-ți intuiția că o să te ajute maxim. Nu te baza pe ce spun colegii, da? Uh, nu știu colegul spune că nu știu ce ar trebui să faci sau dacă se apropie un examen pentru tine sau ceva important, lasă-i în pace pe ceilalți, tu fă cum simți că tu știi mai bine ce e de făcut, credem. Prima carte pentru tine, uite, Cavalerul de Monede, o șansă care apare, o ofertă sigură, stabilă, dar și cu 3 de spade, poate afli ceva legat de o persoană mai tânără sau ceva legat de o persoană care se mișcă foarte greu. Următoarea carte, 3 de monede, o legătură văd aici cu un cerc de prieteni sau poate chiar e vorba de o zi în care studiez ceva, o zi în care analizez ceva anume. Ultima carte, regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricor, fecioară, dar văd și o stabilitate foarte mare pentru tine care apare din punct de vedere material, da, în sfârșit te simți stabil pe tine, în sfârșit știi și tu cine ești și o femeie te poate ajuta, apropo. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like funcții gratuite pentru toată lumea și de asemenea vă invit cu drag în comunitatea acestui canal dacă doriți să vă alăturați apăsați acel buton alătură -te sau join, depinde de limba în care aveți YouTube-ul și acolo aveți toate detaliile, iar această calitate de membru îți asigură acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, inclusiv pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, veți avea acces și la previziunile pentru anul 2023. Că vor apărea curând, vă pregătim surprize absolut fantastice! Încă o dată vă mulțumim și vă, dorem, vă dorim să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă!